Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. De ce 131A, ce leagă satul Țeaca cu mâna Dofteana de DN12A, a fost finalizat? Lansare de carte la Dârmănești. Înalt preasfințitul Teodosie a slujit la Târgu Ocna. Au fost finalizate lucrările la DC131, tronson de drum ce face legătura dintre satul Seaca, comuna Dofteana, și drumul național 12A. De precizat faptul că această lucrare a fost realizată în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău și comuna Dofteana. Despre beneficiile realizării acestui tronson de drum situat într-o zonă de un pitoresc aparte, a vorbit prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel. Mulțumesc, domnule primar Bojor, pentru călduroasa invitație la inaugurarea drumului de astăzi. Fac mențiunea că meritul aparține într-o proporție covârșitoare, dacă nu în exclusivitate, domnului președinte al Consiliului Județean și domnului primar Bojor, pentru că amândoi sunt artizanii unui contract de asociere care a făcut posibil acest drum. Un drum pe care în urmă cu nu cu mult timp era la stadiul de pământ și astăzi, uitați-vă, un obiectiv de investiție făcut după toate standardele LAZI. Nu fac decât observația că acest peisaj absolut minific pe care îl vedem în jurul nostru, cred că va fi foarte bine pus în valoare de acest drum și dacă vreți oportunitățile de investiții în dezvoltarea chiar turistică a acestei zone, eu cred că vor crește considerabil mulțumită aceste investiții de infrastructură. Nu-mi rămâne decât să-i felicit pe amândoi, domnule președinte Ivancea, domnule primar Bujor, felicitări pentru această investiție și e dovada că acolo unde există bună credință și știință administrativă, oamenii lasă în urmă lucruri palpabile, durabile și care sigur că da, contribuie indiscutabil la dezvoltarea comunității locale. Așa știe să facă treabă echipa social-democrată de la Bacău, președintele Consiliului Județean, domnul primar Bujor și echipa condusă de domnul europarlamentar Dragoș Ber. Felicitări tuturor și să vă bucurați de acest drum care realmente pune în valoare acest peisaj. Despre seriozitatea constructorului, care a reușit să facă lucrări de calitate, cât și să finalizeze înainte de termen, a vorbit președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, principalul finanțator al lucrării. Stimați cetățeni ai comunei Dofteana, astăzi e o zi deosebită, nu doar ca și frumusețe, e o zi de toamnă extraordinară, dar e și ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvărătorul de mir. Ca atare, aș începe prin a felicita, a le ura la mulți ani tuturor celor care au astăzi au numele de Dimitrie, Dumitru, să vă doresc tot ce este mai bun. Referitor la această investiție, noi am fost de când a intrat prima cupă, am fost aici în zona, a fost la inițiativa domnului primar Bujor. Dacă stau bine și mă gândesc, acum 3 ani de zile, cred că mi-am pus o parte din suflet în Dofteana, am și spus-o de nenumărate ori pe scenă, de câte ori am avut ocazia și de câte ori am fost invitat de domnul primar, niciodată nu am spus nu aceste invitații, pentru că m-am simțit legat de acest loc, m-am simțit legat de acest om și m-am simțit legat și de faptul că știe să pună înainte interesele dumneavoastră, știe să le armonizeze, știe să fie un foarte bun administrator, un gospodar în adevăratul sens al cuvântului și tocmai de aia, acolo unde vezi că se întâmplă lucruri, nu ai cum să refuzi. Mă bucur să văd astăzi o lucrare finalizată, cred că înainte de termen. Mă bucur să văd astăzi o lucrare care ne leagă pe toți. Leagă un drum național de un drum județean. E o lucrare de interes județean și o lucrare care pune în valoare, într-adevăr, așa cum bine spunea domnul prefect,
această zonă atât de frumoasă. Și ce zi mai potrivită să fie inaugurarea decât ziua de azi de sărbătoare și care ne-a și binecuvântat cu un soare arzător, plăcut și care și face să arate cât de bine este realizată această lucrare, nu foarte simplu de realizat. Felicitări constructorului, felicitări constructorului, a terminat în timp util, a terminat în calitate, se vede. Am fost la nenumărate lucrări și știu cum poate apărea o lucrare care nu este în regulă, dar aici chiar este de lăudat. Consiliul Județean își manifestă în continuare, mă refer și prin voința consilierilor județeni care sunt aici de față, sprijinul către comunitatea noastră, o comunitate extrem de frumoasă, extrem de inimoasă și cu mari tradiții pe care noi dorim să le promovăm, să le păstrăm și să rămânem în inima dumneavoastră așa cum suntem noi cu adevărat. Cei care facem treabă, echipa PSD care face treabă. Cum a început acest proiect a detaliat chiar primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. În calitate de primar, împreună cu Consiliul Local, împreună cu Dăduț Bertalan, care el este consilier aici în zona dumneavoastră și nu de acum, odată cu mine în anul 2008, pe data de 24 iunie, am fost validat atât dumnealor consilier și eu în funcție de primar, dar nu altfel decât cu votul dumneavoastră. Am ajuns aici. Niciodată, nici într-o campanie electorală, nu v-am promis că voi face drumul ăsta, dar în gând îl aveam și în momentul în care am simțit că am pe cineva în spatele meu la Consiliul Județean, am spus da, acum este momentul. Am stabilit cu Dăduț aceste lucruri, m-am prezentat la președintele Consiliului Județean cu un studiu de fezabilitate, cu un plan practic făcut, un desen așa pe hârtie, cam pe unde ar veni acest drum. Lucru pe care îl vedeți și dumneavoastră, chiar dacă am mai deranjat pe aici, pe acolo, că oamenii acum când au văzut asfaltul, spus, doamne, cam pe aici era hotară sau altceva, dar noi am făcut un cadastru prima dată, după care am executat studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, licitația și apoi am început cu execuția. Valoarea acestui proiect este o valoare destul de importantă, care este de 2 milioane de euro, sume de bani care au fost achitate, deci până astăzi. Ultima factură se achită astăzi, mâine, da? Așa? Și deci s-a încheiat și plata către constructor, ocazie cu care pot să-i aduc cuvinte numai de mulțumire celor care au lucrat aici, muncitorilor, reprezentantului societății comerciale, domnul Sebastian Georgescu, care are fiul dumnealui, este aici și este reprezentant. Și din totdeauna i-am spus, pentru că acești oameni mă cunosc de foarte mulți ani, i-am spus, vă caracterizează calitatea și omenia. Deci în aceste condiții, cuvântul unui om când este dat, a fost și respectat. Chiar dacă au fost și alte probleme. Mă refer la acest constructor numit SC Capital Invest SRL, pentru că tot ei au executat și lucrarea în satul Seaca, toate ulițele asfaltate, cu mici excepții care sunt, care ele au fost inundate în anul 2019 și noi din anul 2019 până astăzi, 18-19, pardon, până astăzi, de-abia am reușit ca să le facem cu finanțare prin Compania Națională de Investiții, finanțare, ceea ce vă spun că atât în Cucuieț cât Larga, Bogata și Seaca, îmi amintesc în anul 2016 când în campania electorală la prezidențiale la Căminul Cultural Bogata, cei care ați fost acolo, am spus pentru prima dată, vom asfalta satul Seaca în unanimitate, momentul în care a venit candidatul PSD la funcția de președinte al României, acolo, eu pe scenă am anunțat, există și filmare și uitați, s-a finalizat lucrarea după 4 sau 5 ani de zile. Datorită situațiilor ample și multe în România, i-a venit rândul și satul Seaca arată așa cum îl vedeți, dar vă rog să vă amintiți ceea ce spuneam eu în anul 2008 când am venit pentru prima dată la dumneavoastră în Sfânta Biserică, când am venit în Căminul Cultural și am spus așa, mai avem multe de făcut și voi lăsa faptele să vorbească. Lucru cu care și astăzi același lucru vă spun, că mai avem multe de făcut. Dar pentru satul Seaca, ceea ce s-a putut cu apa și încă mai sunt mari probleme,
cu capela de la biserică, cu reabilitarea la biserică, cu sprijinul financiar și material în fiecare an, atât cât i s-a permis bugetul, am ajutat toate bisericile, indiferent de confesiune, indiferent că este ortodox, catolic sau penticostal, la noi în localitate. Am făcut tot ceea ce am putut, dar fără ca să am sprijinul echipei PSD Bacău, nu am putut să fac nimic. Știți că am fost și la o altă formațiune politică care n-am mișcat prea multe. Dar când m-am alăturat acestei echipe, rezultatele se văd. Rezultatele se văd că am asfaltat acum pe Valea Câmpului larga și multe zone ale satului. O parte dintre dumneavoastră sunteți aici din satul Hăgheac și Ștefan Vodă. Acolo unde așteptăm de la o zi la alta să primească executantul lucrării, mă refer la canalizare, ordinul de începere a lucrărilor, iar contractul cu distribuția de gaze, sistem inteligent de înființare a gazelor naturale în Dofteana, este semnat contract cu o firmă din Germania și sper că în iarna anului 2024, cel târziu primăvara anului 2024, primele lucrări și când băgăm buldozerul, îl băgăm prima dată în Hăgheac, Ștefan Vodă, coborâm în jos cu canalizare, distribuție, gaze și totodată vă explic că pe data de 3 noiembrie va fi ziua când se va deschide un nou ciclu de accesare a fondurilor europene în care noi suntem deja cu toată documentația făcută și pe 3 noiembrie vom fi primii cu numărul 1 care depunem această documentație ca în urma canalizării și în urma sistemului inteligent de gaze să venim cu asfalt. Într-una din zile, localitatea noastră va arăta cum nu arată multe localități în România. Asta pot să vă spun. Oameni buni, astăzi am venit cu toți aici cu mare drag, însoțit de echipa care o vedeți. Lipsește cineva dintre noi și acel este europarlamentarul Dragoș Benea, care fără pixulețul dumnealui, fără inițiativa și fără sprijinul domnului europarlamentar Dragoș Benea, astăzi nu ar fi arătat Dofteana cum arată. Și bineînțeles, toți cei care sunt în factorii de conducere după Dragoș Benea sunt și mergem toți în același pas cu toții pentru a realiza lucruri bune. Să nu credeți că numai în Dofteana să fac lucruri bune, acolo unde există administrație PSD. Peste tot, peste tot. Eu vreau să vă mulțumesc în calitate de primar al localității Dofteana și în numele tuturor celor care sunt alături de mine, căci noi la conducere lucrăm pentru cetățean și în interesul cetățeanului. Lansare de carte la Dărmănești, luni 30 octombrie, de la ora 11 la sediul primăriei orașului Stațiune Dărmănești, are loc o lansare de carte a teologului Dumitru Ichim. Mai multe aflăm de la primarul orașului Stațiune Dărmănești, Toma Constantin. Vă invit luni 30 octombrie, începând cu ora 11, în sala de ședință a primăriei Dărmănești, unde va avea loc o lansare de carte, un lucru aproape inedit, pentru că vom avea printre noi un dărmăneștean, Dumitru Ichim, mare teolog, care de mai bine de 40 de ani este plecat în Statele Unite și Canada, eseist, scriitor, teolog de marcă, va fi prezent aici în Dărmănești, la Origini, pentru lansarea unei cărți cu un impact deosebit. Deci vă aștept alături de noi, 30 octombrie, luni, începând cu ora 11, în sala de ședințe, să fim alături de teologul Dumitru Ichim, un dărmăneștean de-al nostru. Premieră în istoria localității Târgu Ocnene. Zilele trecute, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Târgu Ocna, județul Bacău. De altfel, pe Înalt Preasfințitul Teodosie îl leagă o trainică și frumoasă prietenie de Înalt Preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești? Preacucenice, Părinte Protoiereu, Preacucenice, Părinte Paroh, Preacucenici, Părinți, stimate Domnule Primar, iubiți credincioși, iată, am poposit astăzi în această catedrală de la Târgu Ocna
cu binecuvântarea păstorului dumneavoastră, înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cu care am fost coleg 10 ani, 5 la seminar, un an în Arbată și 4 ani la facultate. Noi suntem mai mult decât frați, pentru că am petrecut 10 ani maturi împreună și iată, e o bucurie să fim fiecare la slujire. Duminica trecută am avut bucuria să slujesc la Roman, înalt preasfințitul Ioachim, iar astăzi, pentru că un ucenic și fiu duhovnicesc, deși este din părțile acestea, dar venind la Constanța mi-a devenit fiu duhovnicesc, iată, săvârșește taină, primește taina cununiei și înalt preasfințitul Ioachim m-a binecuvântat să fiu aici astăzi și la Sfânta Liturghie. Cum nimic nu e întâmplător, prezbitera Otilia Anuca, soția protoereului Ioan Bârgăoanu, a primit rugăciune la împlinirea a 49 de ani de viață. Astăzi am avut această bucurie să slujesc în mijlocul dumneavoastră cu părintele protoereu, cu părintele paroh, cu ceilalți părinți și iată, înainte de toate, aș vrea să fac o rugăciune pentru soția părintelui protoereu. Ea a fost ucenică, ea a fost la mine la lecții, că eu am pregătit mulți tineri, peste 5.000 din toată țara și veneau acolo într-o curte unde eram și erau câte 100. Întâi le predam la toți, apoi îi ascultau pe rând. Și iată, prezbitera Otilia Anuca este una din ucenițele mele de demult. Câți ani sunt azi? Câți ani aveți? 49 astăzi. Iată, vom face rugăciunea ce se cuvine să fie făcută la ziua de naștere. Domnului să ne rugăm! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurerilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și bine de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă cădem cu frică și cu cutremur, aducând acum mulțumire bunătății Tale, pentru binefacerile, darurile și anii pe care ai revărsat asupra roabei Tale, prezbitera Otilia Anuca, în cei 49 de ani, asupra soțului ei, părintele protoereu copiilor, asupra tuturor rudenilor și celor care sunt aici de față. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, chemăm nemăsurata și nespusa Ta milostivire și ne rugăm Ție, Dumnezeule, dăruiește roabei Tale, Otilia Anuca, la împlinirea celor 49 de ani de viață și părintelui, soțul său, Ioan, și copiilor și tuturor celor de față, dăruiește-le afaceri cele ce sunt după voia Ta cea sfântă. Izbăvește de orice necaz, nevoie și strâmtorare. Învrednicește să sporească în dreapta credință, în dragostea către Tine, Dumnezeule, și către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri, Doamne Iisuse Hristoase. Izbăvește-i de tot răul și de toată ispita și fă-i să biruiască orice rău și vrednicește pe roaba Ta, Otilia Anuc, prezbitera, pe părintele protoereu Ioan, pe copiii lor, pe toți preoții și credincioși aici de față, împreună cu domnul primar, să-mi facă cele bune, totdeauna mulțumire să aducă Ție, Hristoase, Părintelui Celui fără de început și prea Sfântului Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dătătorule de bine,
în vecii vecilor. Roabei lui Dumnezeu Otilia Nuca, la împlinirea celor 49 de ani de viață, soțului ei, protoiereul Ioan, dă-le, Doamne, împreună cu și tuturor preoților, domnului primar și credincioșilor, dă-le sănătate, zile bune și îndelungate, viață pașnică întru toate, bună sporire, înțelepciune, ajutor și mântuire, iar asupra vrăjmașilor biruință și îi păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani! Primarul orașului Stațiune Târgohna, Cristian Aurelian Ciubotaru, a înmânat în al preasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, un dar din partea comunității târgohnene. În al preasfințitului părinte Teodosie, o zi de mare bucurie aici pentru noi, cei din Târgohna, pentru că astăzi dumneavoastră, împreună cu soborul, ați hotărât și prin strădania înaltului părinte Ioachim ați hotărât să veniți astăzi la Târgohna să ne binecuvântați, să ne transmiteți tot ce este mai frumos cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să-mi permiteți ca în numele comunității din orașul Târgohna să vă oferim o carte, o carte simbol care se numește Istoria ilustrată a orașului Târgohna și în care noi ne-am permis să transmitem o însemnare. Înalți preasfinția voastră, înalt preasfințite părinte arhiepiscop Teodosie, momentul deosebit la care am fost părtaș astăzi cu prilejul vizitei și slujirii în vechea lavră precista din centrul comunității Târgohna, a înalt preasfinției voastre ne-a rămas adânc întipărită în inima și în minte. În calitate de reprezentant al comunității, dar și de membru al Bisericii Ortodoxe, vă aduc prilej de recunoștință și vă înmânez acest simbol în imagini care sper să vă poarte prin îndelungatele secole de istorie locală, unde în prim plan se regăsesc file de spiritualitate autentică. Semnează Cristian Ciubotaru, astăzi, duminică, 22 octombrie 2023. Mulțumesc, domnul primar! Vă ține Dumnezeu sănătos și rămâneți mai departe în fruntea acestor credincioși cetățeni ai orașului Târgohna. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 28 octombrie, vremea continuă să fie una caldă pentru această perioadă, maxima zilei urcă până la valori de 19 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la valori de 9 grade Celsius. Duminică 29 octombrie, vremea continuă să se mențină caldă, în schimb cerul va fi parțial noros. Maxima zilei urcă până la valori de 24 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius. Luni 30 octombrie, vremea se va menține caldă, cerul va fi însă parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 22 de grade Celsius, iar noaptea minima va scade până la 6 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.